Bună, dragii mei! Bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un brand de bijuterii destul de cunoscut. Este un brand similar cu Pandora. Cu siguranță ați auzit măcar o dată despre el. Și este vorba de Sofil. Ei mi-au trimis două cadouri minunate și am să vi le prezint și am să vă vorbesc despre acest brand și cum puteți comanda pe site-ul lor. Pachetul a venit ambalat în această cutie, care s-a deteriorat puțin, însă nu a afectat ambalajul produsului. Ei mi-au trimis cadoul în această punguță, foarte drăguță. Eu mi-am ales de pe site-ul lor bijuteriile și mi-am ales o brățară fixă. Vin ambalate în aceste cutiuțe frumoase, imitație de piele, cu numele brandului. Așa arată brățara mea. Este o brățară fixă. Este o brățară fixă, cum vă spuneam. A mea are dimensiunea 19. Trebuie neapărat să fiți atente atunci când comandați, să vă luați o dimensiune mai mare decât încheietura mâinii, ca să vă poată încăpea și charmurile. Dar în cealaltă cutiuță am primit 5 charmuri. La fel vine cu această lavetă inscripționată cu numele firmei Sofil. Fiecare charm mi-a venit ambalat în câte o punguță. Aici le am pe toate și am să vi le arăt imediat. Eu mi-am ales un stopper în formă de inimioară. Acest stopper are rolul de a împiedica charmurile să cadă de pe brățară. El se înșurubează. Să menționez faptul că toate bijuteriile lor sunt din argint. De asemenea, sunt ștanțate, toate au câte o ștanță, 925. Mi-am mai ales de asemenea această inimioară dantelată. Mie îmi plac foarte mult. Am mai ales o altă inimioară. La fel, ștanța. Iar aceasta are un mic căpăcel, are un fluturaș, iar pe capac scrie Love. Oricum, vă voi lăsa la fiecare linkul în bara cu descrieri. Haideți să o atașăm și pe aceasta. Am mai ales un fluturaș cu cristale albastre. Foarte drăguț este. Dar ultimul charm pe care mi l-am ales este o coroană regală cu cristale albastre și roșii. Și în capăt are un rubin. La fel, dantelată. Cam așa arată brățărica cu charmurile atașate. Iar acum îi voi pune și stopperul. În momentul în care eu voi deschide brățara, niciun charm nu va pica de aici, după cum se vede. Materialele sunt foarte calitative, nu uitați că este vorba de argint, argint sterling, toate sunt ștanțate. Comanda o primiți din Olanda și coletul vine aproximativ într-o săptămână la poșta de care aparțineți, oficiul poștal de care aparțineți. Vreau să vă spun că la o comandă de peste 50 de dolari aveți transport gratuit oriunde în lume. Eu zic că este o ofertă wow! Mi s-a părut unic la ei este faptul că aveți un termen de returnare a produselor de 365 de zile, adică un an. Asta înseamnă că dacă ceea ce comandați nu este identic cu ceea ce primiți acasă în colet, puteți să returnați produsele într-un an. Mi se pare ceva wow, nu știu, nu cred, n-am mai auzit ca alte firme să aibă acest serviciu. Eu zic că merită să încercați să comandați pe site-ul lor, vă voi lăsa link-ul către ei în bara cu descrieri. Îmi plac foarte mult bijuteriile și cu siguranță că îmi voi mai comanda
au și cercei, au și lănțișoare, inele, însă aceste brățări sunt unice, sincer. Și nu regret că mi-am luat brățară fixă, nu uitați să vă măsurați încheietura și să luați cu cel puțin 1-1,5 cm mai mult, pentru că mai sunt și charmurile, în funcție de câte vreți. Eu nu am vrut mai multe, fiindcă este o brățară fixă și pe urmă se aglomera foarte tare. Ok, dragilor, vă rog să mă anunțați sau să-mi trimiteți poze cu ce v-ați comandat de la ei de pe site. Nu uitați că mă găsiți pe Facebook, pe Instagram și dați like la acest clip, share. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu în cazul în care nu ați făcut-o deja. Până la clipul următor, v-am pupat! Pa, pa!